Bună dimineața, bun găsit la știri. Incendiu puternic la un bloc din capitală. Flăcările au cuprins etajul 7 al unui bloc de 10 etaje, iar traficul în zona a fost restricționat. Mai multe informații ale colegului meu, Marian Ginga. Bun găsit, Marian, te ascultăm. Da, bun găsit. Așa este starea de fapt de acolo. Incendiul a izbucnit la un apartament de la etajul 7 al unui bloc de 10 etaje din București, în zona Doamna Ghica. Un locatar a sesizat din timp mirosul de fum de fapt și a sunat la 112. Pompierii intervin de urgență acum cu 6 mașini de stingere, un echipaj de la descarcerare, dar și 5 echipaje de la smurg. Până să ajungă acolo, autoritățile, vecinii s-au anunțat între ei și au ieșit în fața blocului de teamă ca incendiul să nu se extindă. Din cauza fumului dens despre care vă spuneam, care a pătruns de altfel și pe casa scării, 2 persoane au fost evacuate din apartamentele învecinate de către echipajele de intervenție. Nu s-a anunțat că ar fi victime până în acest moment, dar intervenția este în desfășurare și nu se știe deocamdată care este cauza producerii acestui incendiu. Cum ai spus și tu, Marian, într-adevăr, traficul este restricționat pe strada respectivă, pe Doamna Ghica, dar și pe străzile adiacente din cauza intervenției la acest incendiu.